Schimbând registrul, vreau să vă întreb ce se mai aude cu licitația pentru refugiile, pentru stațiile de autobuz. Licitație, a existat contestație la licitația respectivă din partea unui abonat la contracte cu municipiul Constanța, care a făcut toate coșurile acelea absolut spectaculoase din municipiu, cele negre, ruginite toate, care le-au căzut fundurile la toate. Licitația respectivului a fost respinsă, deci evaluarea noastră asupra faptului că prețul pe care l-a oferit era mult prea mic pentru ca rezultatul licitației să fie unul pe măsura așteptărilor municipiului a fost corectă aprecierea noastră. În schimb, CNSC a dispus să reevaluăm ofertele celor doi rămași în cursă, lucru care se va întâmpla în următoarele 10 zile. Dar nu și oferta firmei care a contestat. Deci s-a apreciat că în mod corect acesta a pierdut, mă rog, licitația. Prețul oferit era mult prea mic față de calitatea materialelor impusă de noi prin documentația de achiziție și cu siguranță n-ar fi ieșit ce așteptam. S-a dispus în schimb, mă rog, a sesizat CNSC o discrepanță, se pare, corect sau incorect, nu știu să apreciez, între partea scrisă și partea desenată a documentației depuse de ceilalți doi rămași în cursă, fiecare dintre ei, și s-a dispus să reevaluăm aceste două oferte. Deci va mai dura, probabil. Bine, mai există posibilitatea ca Metalgan să formuleze contestație la instanță, adică să meargă mai departe, deși i s-a respins de către CNSC. Vom vedea. Să sperăm că nu. Să sperăm totuși că a înțeles că evaluarea noastră a fost corectă în ceea ce îl privește. Haideți să vorbim și despre Portul Tomiș și ceea ce se întâmplă acolo. Știm că firma care a fusese monopol ani de zile pe această, pe Portul Tomis, nu mai există, nu mai activează acolo, dar erau probleme pentru că cereau demolarea, nu știu, teraselor și ce aveau construit acolo. Da. S-a găsit o soluție în cele din urmă, din câte am observat, pentru ca operatorii să nu plece de acolo. Deci, operatorii ne-au contactat. M-am întâlnit personal cu ei, în prima etapă cu un grup restrâns de 5-6 reprezentanți ai lor și în etapa succesivă cu absolut toți operatorii care operează respectivele terase din Portul Tomis. La cea de-a doua întâlnire cu toți a participat inclusiv directorul general CNAPMC, domnul Florin Goidea, însoțit de doamna Șerban, dacă nu mă înșel, și de doi dintre juriștii de marca ai APC-ului. M-ați întrebat mai devreme cât mă ajută în primărie cunoștințele juridice. Se pare că m-au ajutat, pentru că de la prima întâlnire le-am oferit soluții viabile. Problema lor era în esență că, nemai având absolut niciun titlu de folosire a containerelor în care sunt amenajate respectivele restaurante, noi nu mai puteam să le dăm autorizație de funcționare. Se crease iar un curent în sensul că primăria nu ajută agenții economici, operatorii economici, că le băgăm bețe în roate, nu știu, da. Nimeni n-a avut absolut nicio întâlnire cu noi. Poziția noastră inițială era corectă, da, deci trebuie să justifice într-un fel sau altul cum deții spațiu ca să obții o autorizație de funcționare, lucru imposibil pentru operator la momentul respectiv. Ni s-a părut incorrect ca operatorii economici să sufere din cauza unui litigiu care nu avea nicio legătură, și mă refer la litigiu dintre Tomis Marina Management și CNAPMC. Primăria Constanța a intervenit din start în favoarea CNAPMC. Am găsit soluția potrivită. Ne-am bucurat de colaborarea strânsă a domnului director general Florin Goidea. La acest moment oamenii funcționează liniștiți. Deci au primit autorizație... Autorizație de funcționare. Autorizație de funcționare de la primărie sau, mă rog, au depus cererile, dar este deja o formalitate, le vor primi în cel mai scurt timp. Nu există absolut nicio opoziție din partea primăriei pentru desfășurarea activității. Soluția găsită și implementată este una cât se poate de legală. Da? APMC-ul le-a închiriat terenul pe care se află containerele, a inițiat o acțiune în instanță prin care să fie blocat Tomis Marina să mai revendice containerele la acest moment,
Și vor funcționa cât se poate de legal. Și s-a cunoscut Tomis Marina, adică nu are niciun fel de pretenție. Deci chiar aseară am primit semnale, în sensul că Tomis Marina intervine în continuare la operatorii economici să le fie plătit o chirie intitulată lipsă de folosință pe containere, deși instanța a dispus clar, potoliți-vă, o să tranșăm noi, ale cui sunt containerele, trebuia să le lăsați la APC când s-a terminat sau nu trebuia. Ultima găselniță, dacă informațiile care au ajuns la mine sunt corecte, este că ar trebui plătită această lipsă de folosință pentru că jumătate din bani se duc la primar. Deci imaginația detractorilor este fără limite. Adică ei dau jumate, dau chiria și jumate din banii aceia se vor duce în buzunarul primarului? Da, sau? Da. Primarului deci, sau primăriei? Primarului. Da. Deci eu vreau să asigur pe toată lumea că primarul nu primește nimic de la nimeni pentru nimic, da? Și cam atât. Că în opinia mea, operatorii, dar le-am mai spus acest lucru, operatorii nu trebuie să plătească nimic la acest moment către Tomis Marina Management, iar dacă Tomis Marina Management apreciază că are o problemă, ea este una juridică și trebuie să se sesizeze instanța. La momentul la care instanța va spune eventual că operatorii trebuie să plătească ceva către Tomis Marina, care nu mai are niciun titlu pe nimic în portul Tomis, atunci o vor face. La acest moment, nu, iar Tomis Marina nu-i poate debranșa de la utilități, nu poate face absolut nimic. Eu sper ca, mă rog, zvonurile care mi-au ajuns la urechi să nu fie adevărate. În sensul că se pretinde plata sumei de bani cu justificarea jumătate din bani ajung la primar. Dar altfel ar avea operatorii de acolo și da. Le-au spus că au primit informații da. De genul acesta? Da. Nu direct operatorii, mă rog, intermediari care au auzit aceste discuții și care nu concordă deloc cu poziția pe care am exprimat-o în ședința la care m-am întâlnit cu ei și la care eu personal am spus nu plătiți nimic. Nu există niciun argument pentru care voi să mai plătiți ceva către Tomis Marina. Repet, sper să mă înșel și să fie simple bârfe, nu? Sau simple speculații. Dar dacă sunt reale, imaginația domnilor care au generat o asemenea, mă rog, bârfă, este spectaculoasă. Vreau să vorbim și despre sezonul estival și cât de pregătită este Mamaia Constanța pentru a întâmpina turiștii. Care este situația în acest moment? Ca în fiecare an s-a creat un comandament din care fac parte mai multe direcții din cadrul Primăriei Municipiului Constanța care să identifice problemele reale din Mamaia și pe care să le rezolvăm până la deschiderea sezonului estival. S-au asfaltat poțiuni importante, plantăm în Mamaia, deci i-am acordat o prioritate ca să fie pregătită la deschiderea sezonului estival. Igienizăm, Polaris este cu toate forțele în Mamaia. Încercăm să protejăm spațiile verzi, pentru că anul trecut a fost o adevărată campanie de distrugere a lor prin crearea de parcări improvizate pe ele. Eu zic că Mamaia va fi pregătită, va fi curată. Și cu șantierele din timpul sezonului ce facem? Ca anul trecut. Fără șantiere în timpul verii. Au fost și anul trecut. Au mai scăpat, pentru că, mă rog, găsesc întotdeauna tertipuri pentru a continua, dar, mă rog, poziția primăriei este că trebuie să încurajăm turiștii să vină să se relaxeze și nu să asculte bormașini sau alte tipuri de echipamente care se folosesc pentru edificare de construcții noi. Avem informații potrivit cărora agenții economici de acolo din stațiunea Mamaia sunt nemulțumiți că nu primesc autorizații de funcționare pentru comerțul de întâmpinare. N-am informații, nu răspund de adică mă gândesc că primăria are interes să încaseze, da. Exact, deci și nu toată lumea care vrea să-și ia un sus sau să iau vată pe... Haideți să facem cum am făcut cu operatorii din portul Tomis. Să-și desemneze reprezentanți, ne întâlnim. Deci primăria este deschisă. Primăria este deschisă. Primăria este deschisă în momentul de față să găsească soluții pentru operatorii de pe plajă, care, mă rog, nu-și pot desfășura activitatea pentru că nu există un puz în nu știu ce zonă sau... și cred că le-am găsit soluția. Adică fără să fie nevoie de elaborarea unui puz să poată funcționa. Care ar fi? Înțeleg că... Nu pot să vă spun. Înțeleg că există soluția. Păi, eu zic că soluția există, înțeleg că și ABADL va translata terenurile, mă rog,
alocate pentru amenajarea de, mă rog, de baruri și așa mai departe, de pe plaja veche, pe plaja nou creată, astfel încât să poată să-și desfășoare activitatea mai aproape de mare. Am fost sesizat și de ABADL și de diversi operatori economici care doresc să desfășoare această activitate în zonele care nu sunt reglementate printr-un PUZ. Și cred că le-am găsit soluția. Deci, fiind atât de împotriva operatorilor economici, cum se susține pe, mă rog, în diverse medii, cu agendă proprie, le-am găsit soluția ca să-și desfășoare activitatea. Deci în sezonul acesta estival vor putea funcționa fără probleme? Eu așa zic, că soluția este viabilă dacă o acceptă, dacă toate părțile interesate, ABADL, Primăria Municipiului, operatorii economici, eu zic că avem soluții pentru ei. Anul trecut, mulți turiști au evitat Mamaia din pricina prețurilor parcărilor. Eu nu pot să cred așa ceva. Eu nu pot să cred așa ceva. Știu că primăria a invitat la un moment dat hotelierii. De-abia am văzut o emisiune la ProTV în care spuneau că este totul contractat în proporție de 90%. Deci n-a evitat nimeni Mamaia din cauza prețului la parcări. Deci primăria colaborează cu hotelierii? Primăria a oferit hotelierilor posibilitatea de a avea abonament pe respectivele lucruri, permițându-le să subînchirieze ulterior în limita prețului pe respectiva zonă stabilită de Primăria Constanța. N-a manifestat nimeni interes. Dacă n-au manifestat interes, cu siguranță n-au avut niciun prejudiciu, în sensul că s-au prezentat în continuare turiștii și n-a avut nimeni absolut nicio problemă din punctul ăsta de vedere. Eu nu cred pe asta. Deci Mamaia a fost ocupată 100% anul trecut și înțeleg că deja este ocupată în proporție de 90%. Așa spuneau hotelierii că au pierdut clienți și au fost anunțați că nu vor mai veni următorul sezon. Eu de la ProTV vă spun 90%. Că dau mai mulți bani la parcare decât plătesc la... 90% grad de ocupare în momentul de față. N-am înțeles. Adică hotelierii își permiteau, nu știu cât e, 499 de lei pe lună pentru un loc de parcare pe care ei, la rândul lor, da, în prețul camerei, cantitatea, procentul generat de cheltuielile pentru parcare este infim. Ce se mai aude de fuziunea dintre Confort Urban și RADPP? Curge înainte. În ce sens? În ce stadiu este? În sensul că se întocmesc documentațiile, sunt documentații complexe la fuziuni. A fost urmat o procedură de achiziție, avem un expert contabil fiscal, ceva de genul ăsta, care, mă rog, a strâns documentele de la ambele părți și fuziunea va opera. Deci putem spune că un oficial Confort Urban va fuziona cu RADPP? Da, absolut. Și cum vor fi împărțite? Asta rezultă din ce face expertul la acest moment. Deci este o chestiune exclusiv ce ține de competențele unui contabil. Foarte probabil Confort Urban va înghiți RADPP, foarte probabil va fi o fuziune prin absorpție. Da. Eu cel puțin așa o văd, dar decizia finală aparține cu siguranță Consiliului Local pe baza elementelor oferite de către expertul contabil care se ocupă de procedură. Eu așa o văd. Și se ia în calcul ca Teohira să rămână director la... Nu putem să luăm în calcul așa ceva. Astea sunt deja chestiuni care, mă rog... Deci e incertă situația lui Teohira? Nu știu dacă e certă sau incertă, dar cu siguranță sunt niște proceduri de reglementate prin lege care trebuie urmate pentru desemnarea atât a Consiliului de Administrație cât și a directorului general și așa mai departe. Dar, practic, de ce s-a luat această decizie de a fuziona? Păi este simplu, ca să nu mai răspândim banii prin toate părțile pentru Consiliul de Administrație plătite consistent. Da? Deci n-am de ce să plătesc în fiecare lună 25.000 de lei sau 30.000 de lei sau 10.000 de lei unui consiliu de administrație, către două consilii de administrație, când pot plăti către unul singur. Și cât va dura, aveți ideea această procedură până când practic se va... De principiu eu zic că prin toamnă se termină. Așa repede? Eu așa sper. Mă rog, trebuie inventariat ce are fiecare, cum are fiecare. E o procedură destul de complexă care, mă rog, trece și pe la Registrul Comerțului, ajunge și pe la tribunal care trebuie să aprobe fuziunea. Deci nu-i simplu. Sunt niște pași de parcurs. Dar avem toate șansele să o finalizăm în septembrie. Dacă nu o fi septembrie, cu siguranță până la sfârșitul anului.
Știu că erau probleme la confort urban, în sensul că și acolo era un deficit de personal și nu făceau față lucrărilor. Care mai este situația? Încercăm să compensăm chestia asta, în sensul că la sfârșitul anului trecut au fost majorate salariile la confort urban. Da, trebuie să rămână competitivă pe piață, cu atât mai mult cât se desfășoară foarte multe lucrări în Constanța și cu siguranță fiecare antreprenor caută să atragă forța de muncă către el, că avem și o problemă cu forța de muncă. Este evident, confortul urban nu poate face față de nivelul actual la care se situează ca dezvoltare la toate nevoile orașului, motiv pentru care este în curs de elaborare un caiet de sarcini prin care încercăm să atragem alte societăți comerciale care să efectueze lucrări de asfaltare, inclusiv a trotuarelor în municipiul Constanța. Am înțeles. Vreau să vă întreb ce... Bine, este poate de vreme, că abia vă aflați la jumătatea mandatului, aproape. Credeți că PNL va mai câștiga un mandat de în 2024 de primar? Sunt convinsă. Adică nu va afecta această campanie negativă în niciun fel, electoratul nu va taxa? Deci dacă electoratul ar fi fost atât de naiv încât să creadă asemenea campanii negative, Virgil Chiță nu ar fi fost primar acum. Vă aduceți aminte campania cu izoleta și cu... l-au blestemat și l-au înjurat și l-au făcut în toate halurile cât? Luni de zile, din martie până la alegeri. Țineți minte campania? Da, da, da. Nu s-a urcat în izoletă, blestematule, ne-ai îmbolnăvit pe toți, n-aveai mască, n-aveai nu știu ce. Bun, dar să zicem că atunci oamenii aveau nevoie de o schimbare, dar în contextul în care până acum, așa cum ați spus și dumneavoastră, în Constanța încă nu se vede o mare schimbare. Din acest punct de vedere vă întreb dacă credeți că... Deci eu sunt convinsă că schimbările se vor vedea. Până una alta se vede că se face ceva, lucru care nu s-a văzut niciodată până acum, dar niciodată până acum, da, se face ceva. Șantierele alea înseamnă că se face ceva și nu contează al cui e proiectul. Contează să se facă, da. Contează să se facă. Deci eu sunt convinsă că schimbările se vor vedea și sunt convinsă că dacă Virgil Chițacă își va dori al doilea mandat, îl va primi detașat. Dar, prin absurd, să zicem că nu îl va mai primi, luați în calcul să intrați și dumneavoastră în politică sau să candidați și să fiți exclus. Primar, așa cum multe lume spune că acum exclus. Când duceți primărie. Exclus. Exclus. Chiar nu-mi doresc asta. Mă simt foarte bine în formula în care lucrez în acest moment. Nu cochetez cu asemenea idei. Nu mă interesează poziția de primar al municipiului Constanța. Bun, și încheiere vreau să transmiteți un mesaj tuturor celor care vă atacă, inclusiv iată din primăria Constanța, să le transmiteți un mesaj. N-am, doamnă, niciun mesaj. Ce mesaj aș putea să le transmit? N-am niciun mesaj pentru nimeni. Îmi văd de treaba mea și sper ca treaba pe care o fac să se reflecte în cum arată Constanța, în cum se dezvoltă Constanța, în unde va ajunge Constanța. Nu am niciun mesaj să transmit nimănui. Și credeți că de la anul vom avea altfel, nu știu, vom termina și cu toate șantierele acestea din... Nu, o să deschidem altele, doamnă. Deci să terminăm, păi evoluăm sau nu evoluăm, ne dezvoltăm sau nu ne dezvoltăm? Nu. Deci fiecare dintre contractele care sunt acum în derulare, mă refer la cele care au legătură cu bulevardele, au o durată de 18 luni. Eu n-am văzut contract de întreprindere nici măcar la renovarea unui apartament care să se încadreze în termenele estimate, din cauza a multiple evenimente care pot interveni. Dar deocamdată suntem în grafic. Deci 18 luni durează fiecare dintre ele. O să terminăm, când o să terminăm cu Lăpușneanu, în term, nu o să fie în 18 luni, pentru că de-abia v-am spus de zidul de sprijin care a întârziat vreo 4 luni lucrările. O să terminăm probabil în 18 luni bulevardul 1 mai, dar ne apucăm de Brătian, ne apucăm de bulevardul Mamaia. Da? Vreau să precizez, pentru că mi se pare important la nivel de comunicare și transmiterea informației, că ne-am oprit cu lucrările pe bulevardul Mamaia, pentru că așteptăm să vină din urmă Raja. Deci totul depinde la strada, de Raja. Da. În schimb, undeva prin toamnă, deci nu știu când o să facă Raja ca să acoperim porțiunea dintre, nu știu, Patrii sau unde sunt acum până la Delfinariu.
Undeva din toamnă ne apucăm să lucrăm de la delfinariu spre pescărie și când o fi gata proiectarea pentru Bulevardul Mamaia, de la pescărie încolo până în capăt, înspre, mă rog, limita teritorială cu Năvodari. Și aș mai vrea să vorbesc extrem de scurt despre cele trei proiecte de regenerare urbană a trei cartiere din municipiul Constanța. Este vorba de Tomis Nord, Badea Cărțan, de Inel 2 și de Delfinariu Faleză, care la fel sunt în faza de proiectare, cu toate șansele să începem undeva prin toamnă, dacă o fi să respecte termenele, ceea ce e mai greu în România, să începem efectiv proiectele de regenerare, în sensul de, mă rog, lucrăm la carosabil, lucrăm la trotuare, lucrăm la iluminat, lucrăm la spațiile verzi, deci se va vedea cu siguranță o schimbare. Vreau să vă mai întreb, că mi-am adus aminte și nu vreau să închei până când nu mă lămuriți, cu Arena Tomis ce se mai aude, cea din parcul de la primărie? Clădirea aceea care e în... Face parte din, mă rog, viziunea celor care au lucrat la strategia de cultură a municipiului Constanța, și-au propus să o exproprieze și să o renoveze integral. Din câte știu eu, în acest moment are un proprietar, nu? Da. Deci proprietarul va primi niște bani pe exact. Acea clădire? Se face un raport de evaluare, funcție de niște criterii precis determinate de lege, se stabilește o valoare, se plătește valoarea pentru, mă rog, se expropiază pentru cauză de utilitate publică, tocmai pentru satisfacerea, mă rog, nevoii de cultură la nivelul municipiului Constanța și după aia, mă rog, să intre într-un dar proces de regenerare. Cu proprietarul este de acord? Nu știu dacă s-a discutat. Nu știu dacă s-a discutat, dar nu trebuie să fie de acord ca să fie expropriat. Și care ar fi dacă ar fi de acord, da, s-ar putea arde niște etape și să se finalizeze mult mai repede, mă rog, adică la valoarea de expropriere să se facă totuși un contract de vânzare-cumpărare. S-ar arde niște etape, am accelerat foarte mult procedura. Destinația este aceeași, de cultură, da? Deci mă rog, va fi redeschis publicul odată cum foarte a fost, probabil, când a fost cumva. Foarte probabil, renovarea și destinația, care nu poate fi decât una culturală, dincolo de orice îndoială, vor face obiectul unui concurs de soluții, la fel cum ne facem mâna în momentul de față concursul de soluții pentru parcul urban de mari dimensiuni pe care vrem să-l facem, mă rog, în cartierul, în spatele căii ferate de la cartierele Maurer și Tomis Plus și așa mai departe. Deci, concurs de soluții organizat de Ordinul Arhitecților din România. Bun, vă mulțumim că ați fost alături de noi. Eu vă mulțumesc că m-ați invitat și că m-ați așteptat atâta vreme. Și vă mai așteptăm. Mulțumesc frumos, oricând. Mulțumesc mult de tot.